Așezată la poalele munților Gurghiu, societatea Carmaco vă oferă mezeluri proaspete, de calitate, fabricate la standarde europene, fiind implementat sistemul pentru siguranța alimentelor. Pe lângă produsele de carmangerie, Carmaco vă oferă și produse de cofetărie, prăjituri și torturi, prăjituri de casă preparate după rețete tradiționale. Carmaco, calitate și bun gust! Nu ratați promoțiile Evora Center. Vino la magazinul Teletech și prinde oferta la Smart TV LED Philips cu diagonala de 107 cm Full HD și USB la prețul de 1699 lei. Bucură-te de reducerea de 800 de lei și intră în lumea distracției. Teletech, cel mai mic preț pe care l-ai văzut vreodată. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Jurnal de Reghin. Vă invit să parcurgem împreună știrile zilei. Participanții la concursul național de ecologie Ovidiu Bojor au făcut o vizită la primăria Reghin în data de 5 septembrie. În cadrul evenimentului au fost acordate diplome de excelență celor care s-au implicat în buna desfășurare a competiției. În schimb, oaspeții au oferit primarului câteva plante deosebite, care vor fi sădite în parcul central. Elevi din cadrul celor 20 de echipe înscrise în concursul național de ecologie Ovidiu Bojor au făcut o vizită la primăria Reghin, unde au fost întâmpinați de primarul Maria Precup. Cu această ocazie, edilul șef a înmânat diplome de excelență invitaților, academicianul Ovidiu Bojor, Angelei Socolean, realizator emisiuni TV, lui Sever Șuteu, directorul Palatului Copiilor Bistrița și doctorului inginer Iulia Barbu. O întâlnire de suflet, într-adevăr, în orașul meu natal, în municipiul Reghin, acum a devenit, mi-a făcut deosebită plăcere și de cel puțin, din toate călătoriile de pe glob, peste 40-50 de călătorii, mă întorc în fiecare an, cât este posibil, la locul unde m-am născut. Mulțumim frumos doamnei primar pentru primirea călduroasă pe care ne-a făcut-o la frumoasa dumneavoastră primărie. Sigur că pentru noi a fost o surpriză aceste diplome de excelență pe care ne le-a oferit. Îi mulțumim frumos pentru gestul de prețuire și de onoare pe care l-a făcut față de noi. Sigur că faptul că domnul academician Ovidiu Bojor, care este cetățean de onoare al acestui oraș, ne-a onorat cu prezența, pentru noi a însemnat foarte mult. Copiii au fost încântați de vizita la primărie pentru că au putut astfel descoperi încă o parte a orașului pe care au început să-l aprecieze încă din prima zi de ședere. Incredibil, este un oraș deosebit, un oraș vechi pe care nu l-am cunoscut și sunt impresionată, o să le spun copiilor mei, o să le spun colegilor mei, să vizităm acest oraș că merită, e deosebit. Îmi place foarte mult la Reghin, deoarece are un aer un pic istoric, dar și cu modern și se combină perfect. Specialiștii în ecologie i-au oferit primarului Maria Precup câteva plante deosebite, așa cum este paulovnia. Acestea vor fi sădite în parcul din centrul municipiului. Noi încercăm să producem pe o scară cât mai largă paulovnia, deoarece îl considerăm un arbore al viitorului. Respectiv, este foarte bun pentru împăduriri, crește în jur de 3-4 metri pe an, deci creștere foarte repede,
Are o calitate echivalată cu cea a nucului, foarte scump pe piață, în jur de 250 de euro metru cub. Și se pot face vior, se pot face iahturi, plăci de surf, foarte multe lucruri interesante din acest arbore. Oaspeții vor rămâne la Reghin până pe data de 6 septembrie. În cele 4 zile petrecute în municipiu, copiii și însoțitorii lor fac excursii în punctele de atracție din localitate și împrejurimi. Cartea poetului popular Cătălin Cioba, intitulată Plin mi podul de Mulțam, a avut parte de o lansare inedită. Evenimentul, care a avut loc în data de 4 septembrie la Casa de Cultura Tineretului George Enescu din Reghin, a cuprins un recital de muzică populară, joc popular și momente vesele. Pentru autor, manifestarea este un vis împlinit la care i-au fost alături colaboratori și prieteni. Dragii mei, Primăria Municipiului Reghin, Consiliul Local, Casa de Cultura a Tineretului George Enescu din Reghin și Asociația Culturală Moștenitorii Neamului sunt cei care astăzi vor aduce o picătură de tradiție, folclor, poezie și, nu în ultimul rând, bunăstare sufletească pentru dumneavoastră, cei care ați lăsat deoparte grijile zilnice pentru a petrece momente deosebite alături de această instituție frumoasă, care deja și-a făcut un renume prin amprenta de valoare și profesionalism pe care și-o lasă la fiecare activitate culturală. Un vis împlinit pentru Cătălin Cioba. Poetul popular a lansat cartea Plin mi podul de Mulțam printr-o manifestare culturală-artistică inedită. Pe scena Casei de Cultură a Tineretului George Enescu din municipiu au urcat interpreți cunoscuți de muzică populară și au existat momente vesele cu trupa de teatru din culise. Evenimentul s-a bucurat de interes din partea artiștilor care au dorit să fie alături de textierul lor, dar și din partea publicului. De 3 ani de zile este visul meu să fac o lansare de carte cu public și cu artiștii pe care eu colaborez. Și această idee în ziua de astăzi mi s-a împlinit și asta datorită unor oameni deosebiți. Am și o colaborare foarte bună cu Casa de Cultura Tineretului George Enescu, cu domn director Marcel Naste și toți cei, trupa de teatru din culise, niște oameni deosebiți și cu ajutorul dânșilor am reușit să facă această lansare. Colaborarea pe care avem este o colaborare extraordinară. În momentul în care am venit aici, la Casa de Cultură a Tineretului, m-a căutat un domn. Acesta era Cătălin Cioba. Mai târziu era să aflu că este, să spunem așa, un scriitor, poet extraordinar de rit popular, folcloric, adică de fapt aduce tradiția, aportul, gândul și identitatea noastră autentică, așa cum este la țară, aduce aici la noi, în Casa de Cultură și în Reghin în mod special. Și iată, sunt foarte mulți artiști care reușesc să smulgă sau să tragă de la el câteva versuri sau poezii extraordinare pentru muzica folclorică și sunt foarte multe melodii consacrate, scrise de acest Cătălin Cioba. Evenimentul a fost organizat de Primăria Municipiului și Consiliul Local, Casa de Cultură a Tineretului și Asociația Moștenitorii Neamului, iar coordonator al proiectului a fost Marcel Naste, director al Casei de Cultură. Pe această cale mulțumim tuturor celor care ne-au sprijinit, atât din partea lui Cătălin, cât și din partea Primăriei Municipiului Reghin, doamna primar, Consiliul Local, sunt cei care ne sprijină în fiecare activitate și fără ei n-am putea face pașii aceștia importanți în cultură, în special, în acea, să spunem așa, sensibilitate spirituală sau împăcare sufletească prin cultură, până la urmă urmei, și cred că este singurul element care ne poate ridica din punct de vedere social și cultural. Publicul prezent a asistat la un recital de muzică populară susținut de Ionela Moruțan, Livia Sorle, Anca Făgăraș, Camelia Moldovan, Răzvan Pop, Ciprian Ilie, precum și tineri interpreți. Este o sărbătoare foarte frumoasă pentru mine, mă simt onorată să particip aici la lansarea cărții și vreau să-i mulțumesc lui Cătălin pentru că m-a invitat să fiu aici alături de public și de toată lumea, să impresionez publicul. Pe scenă au urcat și ansamblul Moștenitorii Hodacului, iar trupa de teatru din culise a Casei de Cultură a Tineretului a completat spectacolul cu momente vesele. Verificări cu privire la legalitatea șederii unor cetățeni. Acesta a fost scopul unor acțiuni desfășurate pe strada muncitorilor din Reghin de către oamenii legii. Controlele au vizat familiile de rom care stau în locuințe improvizate pentru care nu dețin acte. Oamenii legii au găsit 9 persoane care nu dețineau acte de identitate. Razie pe strada muncitorilor. Forțe mărite de polițiști, jandarmi și polițiști locali au descins la casele improvizate ale unor cetățeni pentru a verifica dacă locuiesc cu forme legale în aceste spații.
Cu ocazia acestei acțiuni au fost descoperite un număr de 9 persoane care locuiau ilegal pe strada muncitorilor. Față de aceștia, li s-a dat un termen pentru clarificarea situației, deoarece mulți dintre ei au invocat lipsa documentelor, iar în cazul în care aceștia nu vor respecta termenul acordat de către organele de poliție, urmează a fi sancționate contravențional. Nu aveți voi să luați politică! Acțiune! Poliția sunt de poliția sunt. Ce vrei? Băi, omule, eu nu vă cunosc! Foarte bine, vine! Și pe mine mă cunoașteți? Da! De unde mă cunoști? De pe buletin? Da. Eu vă dau o judecată. Te rog frumos. Bun. E la mor. Bine. Nu au documente privind spațiu. Deci este o construcție, impropriu zis construcție, e un fel de baracă din lemn sau din materiale de astea de lut, și pentru care respectivii nu dețin documente. Și normal că atunci primăria nu le eliberează actul de identitate. Oamenii legii din Reghin avertizează că asemenea verificări vor avea loc și în alte zone ale orașului, unde există bănuieli că se stă fără forme legale. Adeverințe medicale gratuite la începutul de an școlar. Potrivit Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, eliberarea documentelor medicale pentru copii se face gratuită de către medicii de familie, chiar dacă părinții lor nu sunt asigurați. Adeverințele atestă starea de sănătate a copilului și evidența vaccinurilor efectuate în copilărie. Adeverințele medicale pentru înscrierea la școală sunt gratuite, aceasta potrivit Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Documentul atestă intrarea în colectivitate, respectiv adeverința pentru școală și avizul epidemiologic pentru grădiniță, pe care de altfel și scrie apt pentru intrarea în colectivitate. Potrivit aceleiași surse, analizele necesare pentru înscrierea copiilor în colectivități sunt efectuate gratuit, iar medicii de familie eliberează documentele necesare fără taxă, chiar dacă părinții nu sunt asigurați. La noi vin părinții de obicei îndrumați din colectivitățile respective unde se înscriu copiii, să le eliberăm adeverințe cu starea clinică generală a copilului, dacă sunt sănătoși la momentul înscrierii în colectivitate, dacă suferă de boli cronice sau nu suferă, și de obicei la schimbarea ciclului, la trecerea de la grădiniță la școală sau la gimnaziu sau la liceu, se cere și o evidență a vaccinurilor efectuate în copilărie. Medicii spun că aceste documente sunt importante pentru fișa medicală a fiecăruia și că până la o anumită vârstă copiii le pot solicita gratuit. Cred că este obligatorie pentru că majoritatea părinților vin să ne solicite această adeverință. Este gratuită la copiii până la 18 ani, nu solicităm pentru niciun serviciu bani. Și este importantă pentru că adeverește starea de sănătate a copilului. Tot gratuit se eliberează scutirile și actele medicale copiilor aflați în plasament. De asemenea, analizele necesare pentru înscrierea la grădiniță sau școală pot fi efectuate gratuit cu trimitere de la medicul de familie, însă numai la un laborator aflat în relații contractuale cu Casa de Sănătate și care să dețină plafon pentru analize. Au fost prinși în timp ce încercau să plece dintr-o livadă cu 3 saci de prune. Vorbim de un grup de aproape 10 reghineni care sperau să poată fura numai puțin de 140 de kilograme de fructe. Cineva însă i-a văzut și a anunțat imediat oamenii legii. O patrulă de ordine publică formată din jandarmi și polițiști i-a prins pe suspect și i-au înapoiat marfa proprietarului păgubit. Persoanele au fost conduse la sediul poliției Reghin pentru continuarea cercetărilor. O patrulă de ordine publică formată din jandarmi din cadrul detașamentului Reghin și polițiști a surprins persoane care sustrăgeau prune dintr-o livadă din Reghin. La sesizarea paznicului societății comerciale, patrula s-a deplasat la sediul firmei Pomicole, unde a surprins persoane care aveau asupra lor saci cu prune, în greutate de circa 140 de kilograme. Pe raza fermelor Pomicole din municipiul Reghin s-a mai organizat o acțiune, ocazie cu care au fost identificați un număr de 8 cetățeni de etnie romă care au sustras prune. Împotriva acestora s-a întocmit dosar penal. Urmează ca în cel mai scurt timp să fie trași la răspundere pentru faptele comise. Cantitatea sustrasă de prune a fost predată fermelor păgubite și urmează ca și aceștia să se pronunțe cu privire la pretențiile față de cei vinovați. Persoanele între 17 și 28 de ani.
am făcut pașii legali, s-au întocmit actele procedurale, s-a recuperat acea cantitate, proprietarul a fost foarte mulțumit deoarece a văzut că lumea începe să-și facă treaba. Noi mulțumim încă o dată mulțumim populației pentru că apelează și ne dau informații bune pentru a preveni aceste furturi. Pentru a solicita sprijinul jandarmilor și al polițiștilor, cetățenii pot apela la orice oră numărul unic de urgență 112. În cadrul Inspectoratului Școlar Județean Mureș au avut loc schimbări la nivelul resurselor umane. Au fost numiți 4 noi inspectori școlari de specialitate la istorie și discipline socio-umane, proiecte educaționale, matematică, precum și educație permanentă și învățământ special. Aceștia se declară conștienți de responsabilitate pe care și-o asumă și promit să realizeze cât mai multe lucruri în domeniile de care se ocupă. Noi numiri la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Mureș. Începând din acest an școlar, 4 dintre posturile de inspector de specialitate sunt ocupate de alți profesori decât până acum. Unul dintre aceștia este Constantin Gogoșel, responsabil pentru istorie și discipline socio-umane. Acesta activează în învățământ din anul 2001 și este profesor titular la Liceul Tehnologic Aurel Perșu din Târgu Mureș. Profesorul este și autor a mai multor cărți publicate. Preluarea noi funcții a venit ca o provocare. Îmi face o deosebită plăcere să facă parte din echipa de profesioniști de la Inspectoratul Școlar Județean Mureș. Pentru mine este o provocare și vreau ca totul să fie cum trebuie, deci voi face tot ce-mi stă în putință ca elevii, profesorii să beneficieze de cele mai bune servicii în domeniul educației. Beche Tunde este noul inspector școlar pentru proiecte educaționale. Profesoara este titulară la Liceul Tehnologic Sfântul Gheorghe din Sângeorgiu de Pădure. Eu personal mă bucur că am șansa să mă ocup cu proiectele educaționale europene. Cred că există foarte multe posibilități în educația non-formală și profesorii ar trebui să știe despre toate aceste posibilități și scopul meu este să diseminez cât mai bine informațiile referitoare la proiecte. Beche Tunde este noul inspector școlar pentru proiecte educaționale. Profesoara este titulară la Liceul Tehnologic Sfântul Gheorghe din Sângeorgiu de Pădure. Noul inspector pentru educație permanentă și învățământ special este Diana Nițulescu și provine de la Colegiul Agricol Traian Săvulescu din Târgu Mureș. Mihaela Cojocnean, profesor la Colegiul Economic Transilvania, este noul inspector de matematică. Mașina dispărută săptămâna trecută din cartierul Reghinan Unirii a fost găsită într-o râpă din localitatea Toplița. Autovehiculul a avut parte de o adevărată aventură, spun polițiștii din Reghin. După ce a fost furată din municipiul nostru de un grup de 3 tineri, a ajuns în județul Harghita, unde a fost folosită la comiterea unor furturi din vagoane și cabane. Apoi mașina a fost abandonată într-o râpă, însă, din fericire pentru proprietar, nu s-a distrus și va mai putea fi folosită. Suspecții au fost reținuți la Toplița sub acuzația de furt. Mașina românească Dacia 1300, dispărută din cartierul Reghinean Unirii, a apărut în localitatea Toplița. Autovehiculul a fost căutat de oamenii legii aproape o săptămână, timp în care a trecut printr-o adevărată aventură. Potrivit polițiștilor reghineni care anchetează cazul, mașina a apărut într-o râpă din Toplița, după ce a dispărut din fața blocului proprietarului situat în cartierul Unirii. Vehiculul a fost deschis și pornit cu șurubelnița de un grup de 3 tineri cu vârsta între 20 și 30 de ani. Aceștia l-au condus până în județul Harghita, unde l-au folosit la comiterea unor furturi din vagoane și cabane. Apoi, când n-au mai avut nevoie de el, l-au abandonat într-o râpă. Norocul proprietarului reghinean este că mașina s-a împotmolit și nu s-a mai răsturnat, astfel că nu s-a distrus și poate fi încă utilizată. Suspecții au fost reținuți la Toplița pentru furturi și urmează să dea socoteală pentru faptele lor. Trupa de teatru din culise a Casei de Cultură a Tineretului George Enescu din Reghin a susținut un moment vesel în cadrul unui eveniment cultural-artistic. Este vorba de lansarea cărții poetului Cătălin Cioba, intitulată Plinimi podul de Mulțeam, care a avut loc joi, 4 septembrie. Se răstra la fire. Dar morcic. Dar nici el nu ești la ore. Dar de ce să fiu, că m-o dat afară de la ore? Dar și pofine mi-ai făcut iară. Zice că am bătut joc de el.
momente vesele cu trupa din culise. Actorii din cadrul trupei de teatru a Casei de Cultură a Tineretului George Enescu din municipiu au fost alături de poetul Cătălin Cioba la lansarea cărții Plin mi podul de mulțam. În cadrul evenimentului, trupa de teatru a pregătit momente vesele. Trupa din culise o să încerce să aducă un puțin umor caracteristic scrisului lui Cătălin Cioba. Ne-am inspirat de la el cu multe din ceea ce veți vedea în seara asta. Au decurs foarte bine, copiii sunt în vacanță și am profitat de fiecare minut să ne pregătim, să condimentăm momentul din astă seară și cu câteva momente vesele. Să rupem monotonia. Da, să ieșim din monotonie, într-adevăr. La fel de încântat să fie alături de Cătălin Cioba și de publicul reghinian, au fost membrii tineri ai trupei de teatru. Inițiativa este foarte bună, avem nevoie de astfel de cărți și sperăm să fie cât mai cumpărată și cât mai citită. Un mesaj pentru cei care vin în această seară aici? Sper să le placă tot ce am pregătit și ce a pregătit Cătălin și să aprecieze efortul lui. Evenimentul a cuprins și un recital de muzică populară, susținut de interpreți consacrați, dar și de tineri rapsozi. A fost alături de publicul reghinian și ansamblul Moștenitorii Hodacului cu un joc popular. Trăim în orașul Viorilor, iar pentru acest titlu simbolic trebuie să-i mulțumim maestrului Roman Boianciuc, care în 1951 construia prima vioară. Meriteau și lutierii care au dus mai departe activitatea și au creat o industrie performantă. Iar din fericire pentru noi, viitorul acestei ramuri este asigurat în Reghin prin tinerii constructori de instrumente muzicale. Claudiu Mare este unul dintre ei, iar de numele său nu se leagă doar instrumente de maestru apreciate în toată lumea, ci și participări la concursurile internaționale de profil. Construcția unui instrument muzical de valoare nu se face peste noapte. Durează câteva luni și presupune multă pricepere, maestrie și răbdare. Lutierul Claudiu Mare are un talent deosebit în confecționarea instrumentelor de maestru. Deși este la vârsta de doar 37 de ani, poate spune că a pătruns toate tainele lutăriei. Dovadă stau participările la competițiile mondiale, iar mai recent, premiul întâi câștigat la cea de-a doua ediție a concursului internațional de luterie de la Reghin, secțiunea Violă. Primul rând, o mare bucurie, satisfacție, ca și cum o împlinire a muncii pe care o faci, a anilor din urmă, anilor de pregătire, de experiență. Chiar dacă mai fost și alte concursuri, alte premii la concursuri internaționale, parcă astea de aici, cele de acasă, parcă te bucură un pic mai mult. Această violă ai construit-o special pentru concurs? Da. Cele pentru instrumentele pentru concurs, de obicei, le pregătești cu atenție sporită. Poate îți lua de la câteva luni până la câțiva ani să pregătești un instrument de genul ăsta. Orașul Viorilor și-a câștigat renumele nu doar în țară, ci și în afara României, chiar în patria instrumentelor muzicale, Cremona, Italia, sau la Mittenwald, în Germania. Acestea sunt cele două localități unde își dau întâlnire odată la câțiva ani cei mai buni lutieri. Claudiu Mare se străduiește de peste un deceniu să nu lipsească de la niciun asemenea concurs. Participă de obicei la secțiunea de viori în jur de 200-300 de instrumente. Dintre acestea, cam 100 intră în partea finală. Ideal e să ajungi acolo. Acum, uneori am obținut locuri 70, alteori locuri 50, am obținut un loc 24. Anul ăsta am un loc 16 la Mittenwald, tot la violă, cu un alt instrument și sunt locuri unde ajungi foarte greu să intri, fiind concurența foarte mare și zic eu că sunt locuri destul de bune. Lui Claudiu Mare pare că i-a fost scris să fie lutier, fiindcă, iată, face asta de două decenii. Încă de la vârsta de 17 ani era angajat al fabricii de instrumente muzicale. A învățat multe în acest colectiv, dar și de la tatăl și unchiul său, alături de care a muncit cot la cot. Apreciază șansa de care a avut parte în cadrul întreprinderii. La 17 ani deja eram angajat în fabrică. Am activat acolo în jur de 10-11 ani. Are și fabrica o contribuție mare la toată formarea mea ca meseriaș. Până la urmă a fost rampa de lansare pentru toți. Da, și fără îndoială are o mare, mare importanță. Câți dintre noi recunosc sau nu, avem obligația cel puțin să facem lucrul ăsta. A fost de mare ajutor și ca formare ca meseriaș și ca și om, efectiv.
Lucram în paralel, atât în fabrică, după amiază mergeam în atelier cu tata, după moartea tatălui meu am lucrat câțiva ani cu unchiul meu, cu domnul Vasile Mare și de aproape 10 ani am o mică afacere, atelierul propriu, unde lucrez și încercăm să ducem numele de Reghin, cât de mult se poate și cât de departe. Mai multe despre meseria reprezentativă a localității noastre aflați urmărind emisiunea Reghin Exclusiv, duminică de la ora 21 la Dareghin TV. Premieră pentru artizanii mureșeni în perioada 5-7 septembrie la platoul Cornești din Târgu Mureș are loc primul festival sub genericul Lucrat de mână în Mureș. Vor fi demonstrații de artă în aer liber, activități pentru copii, ateliere de creație și un colț cu jocuri pentru toate vârstele, iar serile se vor încheia în pași de tango și cu recitaluri susținute de artiști locali. S-a dat startul primei ediții a festivalului Lucrat de mână în Mureș. În perioada 5-7 septembrie, iubitorii de produse confecționate manual pot vizita pe platoul Cornești din Târgu Mureș o expoziție inedită. Avem peste 20 de standuri cu produse de artizanat și toți artizanii sunt din zona județului Mureș. Fiecare dintre artizani are un alt meșteșug, deci se va putea găsi o gamă foarte variată de produse, de la bijuterii, la obiecte de decor pentru casă, săpunuri lucrate manual, îmbrăcăminte, accesorii. Programul festivalului este unul amplu, cu diverse activități, atât pentru cei mici cât și pentru adulți. Organizatorii doresc să îmbine arta lucrului manual cu socializarea și voia bună. Pe lângă expoziția de produse lucrate manual, vom avea concerte sâmbătă și duminică seara, tot cu artiști locali. Avem o zonă de jocuri, atât pentru copii cât și pentru adulți. Și există un program de ateliere de creație pentru copii. Programul pentru weekend este următorul. Sâmbătă 6 septembrie, programul debutează cu cortul cu povești. Apoi, cei prezenți vor putea vedea o expoziție de produse lucrate manual. Cei mici vor avea parte de câteva ore de joacă. Apoi, trupa Tango Tango vă invită la dans. Începând cu ora 13, doritorii vor putea participa la ateliere de creație handmade, iar seara se încheie cu un concert susținut de artiștii locali. Duminică 7 septembrie, activitățile se vor desfășura după același program, iar cei care vor urca pe scenă vor fi artiștii Soba Feier și Vocca. Organizatorul evenimentului este Asociația Creative Hands, înființată la începutul acestui an, cu 15 membri care își propune să organizeze periodic evenimente de acest gen în județ. Festivalul a fost organizat cu sprijinul Primăriei Târgu Mureș și Consiliului Județean Mureș. Aniversăm 5 ani de emisie, iar în cadrul jurnalului de Reghin vă aduce mai aproape membrii echipei Dareghin TV. Astăzi urmăriți un interviu cu Ivona Marinescu, realizat de Ovidiu Ilisan. Ivona Marinescu, nou venită, cea mai nouă în echipa redacției de știri a Dareghin TV. În primul rând, Ivona, te-am văzut de la Alexandria. Cum ți s-a părut schimbarea? E o schimbare, e sudistă, cum se spune. Ce ai simțit? Ai venit în Reghin. Cum ți s-a părut Reghin? Cum ți s-a părut Ardealul? Cum ți s-au părut oamenii? Bună întrebare. Mi s-a părut o schimbare, într-adevăr. Oamenii mi s-au părut mult mai, să zic, apropiați de ce se întâmplă în Reghin și unul de altul. Și o sociabilitate mai deschisă? Ai simțit așa? Da, oamenii deschis, da, sociabili, unii primitori? Dintre ei, unii dintre ei, da. Aici, în Ardeal, față de alte zone, poate știu, o conviețuire de multiculturalitate, de mai multe etnii. Poate asta a contribuit la o deschidere mai amplă? Mi s-a părut cumva mai respectuoși, nu știu, mai le pasă mai mult de cei din jur, așa e părerea mea, asta e părerea mea. Ce ai simțit? Primul feeling, ai intrat în echipa Dareghin TV, prima reacție, din mintea ta, la ce te-a dus gândul? Prima reacție, în primul rând că nu cunoșteam pe nimeni, emoții, dar nu știam... când descoperi ceva, rând, e totul nou, când totul e ca o aureolă nouă. Era și nou pentru mine, pentru că n-am mai lucrat în domeniu, mi-am dorit de mult timp să fac chestia asta și n-am reușit și era totul nou, și locul, și oamenii, și domeniul, și... Totul foarte frumos, oricum, emoții constructive au fost și... L-ai prins pe botul nervos, ce simți? Care au fost primele reacții? Ai intrat într-o redacție de știri. Am zis, wow, deci chiar altfel. Și plus că pentru mine era prima dată când aveam un colectiv, majoritatea tineri. Și am... Eu ce mai strâng, media de vârstă. E adevărat. Da, foarte frumos și pe fiecare l-am studiat în felul meu în parte și oricum toți sunt...
foarte, nu știu... Și fluxul, ritmul, cum spun eu, fabrica de știri, cum ți s-a părut așa, venind într-un domeniu nou, chiar dacă ai terminat... Totul rapid, deci trebuie să fii pe fază, trebuie să fii informat, să cunoști mult și din mai multe domenii și asta mi-a plăcut și chiar îmi place. Niciodată nu poți să spui că stai, stagnezi sau... Tot timpul înveți lucruri noi. Crezi și... că evoluezi? Ai evoluat sigur în 5-6 luni de când sigur că ești da, în echipa că eu noastră? Sunt foarte emotivă și asta mă ajută foarte mult să-mi depășesc acest defect între ghilți, sau nu știu dacă e defect. Cum te-ai caracterizat? Ce crezi că te avantajează? În primul rând îmi place să comunic cu oamenii și să-i cunosc și să-i analizez și asta chiar în meseria asta, în primul rând, că asta faci. Iei contact cu oamenii și încerci să te apropii de ei, să afli părerile, interesele, să înveți din chestiile astea. E o lume aparte, crezi, lumea presei, e o provocare? Este ai o mare, simțit-o ca o provocare? Da, este o mare provocare, în primul rând că oamenii sunt diferiți și trebuie să știi cumva cum să iei pe fiecare în parte și asta trebuie să ai și un pic de flair, nu știu dacă eu îl am sau oricum învăț și vreau să mă apropii de acest domeniu, să fii... Regionalismele ardelenești încep să-ți fie familiare? Da, și cred că, dacă așa mă observ bine, cred că am și început cum vorbesc să... ardelenii cu ioi și o țâră? Știi vorbesc... ce înseamnă o țâră? Da, puțin. Dacă le-ai învățat astea atunci... Eu vorbesc și foarte repede și asta mi s-a cam atrezenția că cei de aici vorbesc un pic mai rar și mai domoli și nu știu ce și eu sunt foarte așa repezită. Dosudii, știi să așa sau doar da, tu da, ești da. Așa? Cred că majoritatea sunt, dar eu poate mai mult. Da, e o lume interesantă și crezi că te definește? Faci ceea ce îți place? Da. E foarte important să faci ceea ce... Da, și îmi doresc mai mult. Adică în perioada aceasta scurtă de timp... Ai acumulat? Am acumulat și simt că cât de cât am început să cunosc și să vreau mai mult un pic, să depășesc ceea ce fac acum. În ultimele 24 de ore, cea mai vizionată postare de pe site-ul jurnaldereghin.ro a fost știrea despre noile modificări aduse codului rutier, care vor intra în vigoare la sfârșitul lunii septembrie. Materialul despre cadavrul neidentificat, găsit miercuri 3 septembrie în Târgu Mureș, a fost al doilea în topul audienței. Pe locul 3, în topul preferințelor internauților, s-a aflat știrea despre amenzile pentru staționări și opriri neregulamentare aplicate de polițiștii reghineni. Știrea despre noile modificări aduse codului rutier, care vor intra în vigoare de la sfârșitul lunii septembrie, a fost cea mai accesată postare în ultimele 24 de ore pe pagina de Facebook de Reghin TV. Pe locul 2, ca număr de vizionări, se află materialul despre amenzile pentru staționări și opriri regulamentare aplicate de polițiștii reghineni. Pe locul 3, în topul preferințelor utilizatorilor de Facebook, a fost știrea despre cadavrul neidentificat găsit miercuri 3 septembrie în Târgu Mureș. Puteți vedea și dumneavoastră știrile vizitând site-ul jurnaldereghin.ro sau pagina de Facebook de Reghin TV, cele mai populare site-uri cu știri din zonă. Rămâneți în continuare cu Reghin TV. Vineri 5 septembrie de la ora 19:21 puteți urmări spectacolul de la Casa de Cultură George Enescu, Plimbi Podul de Mulțam. Sâmbătă 6 septembrie de la ora 17 puteți urmări în reluare emisiunea Jocuri de Cuvinte, realizată în colaborare cu Centrul de Limbi Străine Eureka. Duminică 7 septembrie de la ora 11 puteți urmări partida de fotbal dintre echipele FCM Avântul Reghin și CSM Sighetu Marmației. De la ora 17 puteți urmări în reluare emisiunea Jocuri de Cuvinte, realizată în colaborare cu Centrul de Limbi Străine Eureka. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile zilei. Urmează în câteva momente Jurnalul Economic și Cursul Valutar. Jurnalul de astăzi, știrile din sport și prognoza meteo. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Cea frumoasă scoate capul pe fereastră și fereastra e mândătare, că e de firmă, nu-i de oricare. În 7 zile a fost montată și are calitatea garantată. De unde o fi, mă întreb eu? Oare o fi de la Pavio? Mi-ai vizitat? Ai comandat? Pavio te-a premiat. No, ți-a auzit? Și mi-o lua de la noi de 2000 de lei, o să câștigi o grămadă de premii, să trage la sorți. No, nu mai zăbori. Hai la Pavio dacă vrei un televizor LCD, mă, din ăla subțire.
o tabletă, un aspirator profesional. Detalii magazinului nostru de prezentare din Reghin. Pavio, Reghin, strada Iernuței, numărul 138. Ferestre mândre din Iardeal, mă, de la Pavio. No, no, haideți repede. Adidas vă oferă acum o gamă bogată de produse din noua colecție de vară. Costume de baie, șlabi, training-uri pentru adulți și copii. Acum, în incinta magazinului Adidas, găsiți o gamă bogată de bijuterii din aur și argint. Vino la noi, în cartierul Libertății, bloc 2. Northern Lore vă așteaptă în depozitul amenajat recent pe strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Aici găsiți obiecte sanitare, materiale electrice și întreaga gamă de șuruburi, toate sub același acoperiș. Northern Lore asigură transport gratuit în Reghin și în împrejurim. Prețuri fără concurență. Strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Northern Lore vă așteaptă cu o gamă largă de produse, materiale de construcții, materiale de izolații și hidroizolații, sisteme de acoperișuri, cherestea rășinoase, materiale pentru finisaje, sisteme de cărămizi, BCA și vopsele lavabile. Northern Lore, strada Pandurilor numărul 136 și strada Gurghiului numărul 63. Hotel Restaurant Marion Pădurea Rotundă, locație de referință pentru regineni. Situat în mijlocul naturii, acesta constituie locul ideal pentru cele mai importante evenimente din viața ta. Restaurant de tradiție, într-un original cadru arhitectural. Meniuri diverse oferite de maestri bucătari consacrați. Un personal atent și bine pregătit profesional. Atmosferă relaxantă într-o adevărată oază de liniște. Hotel-restaurant Marion Pădurea Rotundă, simbolul eleganței și rafinamentului reghinean. Nu rata oferta promoțională la motocoasele Stihl, începând de la numai 650 lei. Stihl, numărul 1 mondial, prin Antora Invest, Reghin, strada Sării, numărul 32. Telefon 0742-351-596. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Este simplu să judeci după aparențe. Este și mai simplu să condamn. Să fii exploatată sexual nu este o alegere. Nu este o plăcere. Violență, șantaj, amenințări cu moartea, sechestrare sunt doar cuvinte brutale pentru noi. Dar pentru aceste femei sunt realitatea de zi cu zi. Și voi, cele care sunteți în căutarea unui loc de muncă în străinătate, puteți să vă informați înainte să fie prea târziu. Victima traficului de persoane poți fi chiar tu. Nu te lăsa păcălită. Găsit la Jurnal Economic.
Cei 1,8 milioane de angajați, cărora angajatorii le dau bonuri de masă, le-ar putea primi din octombrie sub formă de tichete digitale în locul celor pe format de hârtie. Este vorba de un card care va fi alimentat în fiecare lună cu contravaloarea bonurilor de masă. Angajatorul este cel care va alege tipul în care sunt emise bonurile de masă, ambele forme urmând să circule în paralel. Ministrul de Finanțe lucrează la finalizarea normelor pentru digitalizarea bonurilor de masă, iar acestea vor fi gata în aproximativ o lună, spun oficialii. Pe noul card nu vor putea fi încărcați bani sau extrași bani de la bancomat. Noua formă a tichetelor de masă va reduce frauda, iar banii vor putea fi folosiți doar pentru mâncare. O noutate este că angajații care muncesc mai mult de 8 ore pe zi vor primi mai multe bonuri lunar. Valoarea nominală a unui tichet de masă este în prezent de 9 lei și 35 de bani. Modificarea valorii nominale se face semestrial, în funcție de indicele prețurilor de consum. Salariile din sectorul privat au crescut în medie cu 4,1% în acest an, sub nivelul de 4,6% înregistrat anul trecut, iar pentru 2015, peste jumătate din companii programează majorări salariale de aproximativ 4%, asta potrivit unui studiu. Cea mai mare creștere salarială din acest an a fost înregistrată în sectorul IT, de 7%, iar cele mai modeste majorări au fost raportate în sectorul bancar și retail, adică 3,2%. Studiul a analizat nivelurile salariale și politicile de remunerare a 166 de companii din 9 sectoare economice. 86% dintre firme au majorat deja sau intenționează să crească salariile în acest an, în timp ce 14% dintre companii fie nu vor majora salariile, fie nu au luat încă o decizie până la momentul realizării studiului. Acestea au fost, doamnelor și domnilor, știrile economice. Urmează cursul valutar, iar cu veștile din domeniu ne întâlnim luni la aceeași oră. La revedere! Astăzi, casele de schimb valutar au vândut un euro cu 4 lei 41 de bani. Un dolar american s-a vândut cu 3 lei 42 de bani. Un franc elvețian a fost vândut la ghișeie cu 3 lei 68 de bani. O liră sterlină a fost la vânzare 5 lei 55 de bani. Iar pentru 100 de forinți maghiari a trebuit să scoatem din buzunar 1 leu 44 de bani. De asemenea, astăzi la ghișeie s-a cumpărat un euro cu 4 lei 36 de bani. Un dolar american a fost cumpărat cu 3 lei 35 de bani. Francul elvețian s-a achiziționat cu 3 lei 60 de bani. O liră sterlină a costat la cumpărare 5 lei 46 de bani. Pentru 100 de forinți maghiari, casele de schimb valutar au plătit 1 leu 39 de bani. Potrivit BNR, gramul de aur a ajuns astăzi la cotația de 138 de lei și 4 bani. Bine v-am regăsit! Berbec, este posibil să treceți printr-o perioadă mai dificilă pe plan sentimental. Din fericire, aveți o mare capacitate de comunicare, grație căreia reușiți să puneți lucrurile la punct. Vă sfătuiesc să nu exagerați în privința problemelor de care vă loviți pe plan social. Fiți mai atent la ce afirmații faceți în public. Taur. Dimineața s-ar putea să suferiți o dezamăgire în dragoste. Vă sfătuiesc să amânați întâlnirile de afaceri pentru că sunteți prea tulburat. Exprimați-vă cât mai clar ca să nu fiți înțeles greșit. Încercați să nu mai fiți atât de orgolios. Gemeni. Traversați o perioadă favorabilă în care se pare că vă reușește orice. Totuși vă sfătuiesc să vorbiți clar pentru a nu lăsa loc neînțelegerii. Aveți puțină răbdare. Banii pe care așteptați vor veni în curând. Rac. Dimineața aveți tendința să criticați pe toată lumea și nu vă convine nimic. S-ar putea să vă enervați pe un partener de afaceri sau pe șeful direct. Vă sfătuiesc să vă păstrați calmul, evitați discuțiile în contradictoriu cu colegii și cu persoana iubită. Leu, nu este momentul să începeți activități noi pentru că riscați să nu le puteți duce la capăt. Limitați-vă la strictul necesar. Chiar dacă aveți multe de rezolvat, vă sfătuiesc să nu vă încăpățânați. Ar fi bine să vă concentrați asupra problemelor sociale și sentimentale.
mentale. Fecioară, dimineața s-ar putea să fiți indispus din cauza unor probleme financiare și sentimentale. Vă recomand să acordați mai multă atenție relațiilor sociale și căminului. După amiaza sunteți invitat într-o vizită la prieteni. Nu ezitați pentru că s-ar putea să cunoașteți o persoană importantă. Cu celelalte șase zodii ne revedem doar în câteva minute. Răsfață-ți simțurile și uită de griji, pentru că de acum noi ne ocupăm de succesul evenimentului tău. Un cadru elegant și rafinat, unde detaliile fac diferența, te așteaptă pentru amintiri de neuitat. Salonul de evenimente Equinox, rafinamentul eleganței. Pentru informații și rezervări, 0740-766-166 sau contact@equinoxroyal.ro. Niagara, strada Izvorului, numărul 11. Spălătorie și cosmetizare auto, vulcanizare, vânzare anvelope noi, nou, spălare covoare cu perie monocilindrică, clătire și centrifugare la doar 5 lei metrul pătrat. La noi, covoarele devin uscate în maxim 8 ore, în uscătorie profesională. Livrarea lor are loc în maxim 24 de ore după preluare. Pentru ridicări de la domiciliu, poți suna la telefon 0745-377-779. Transportul este gratuit. Spălătoria Niagara, Reghin strada Izvorului, numărul 11. Van Arc vă așteaptă la 20 de kilometri de Reghin în Orșova pădure. Adrenalină, distracție, paintball și poligon de tragere. Informații și rezervări la telefon 0752 947 401, 0740 628 269 sau 0747 498 967. Van Arc, adrenalină și distracție maximă. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Să fii condus. O campanie inițiată de Agenția Națională Antidrog.
Continuăm previziunile pentru sâmbătă. Balanță. Reușiți să rezolvați problemele sentimentale. Cu puțină tandrețe puteți pune capăt multor tensiuni. Pe plan financiar nu prea aveți motive de satisfacție. Totuși, puteți fi optimist. După amiaza o rudă mai în vârstă vă dăruiește o sumă importantă de bani. Scorpion. Relațiile sentimentale pot avea de suferit astăzi din cauza confuziei care vă marchează. Vă recomand să nu exagerați importanța problemelor sociale. Nu vă certați cu colegii de serviciu. Vă puteți regăsi buna dispoziție într-o vizită la prieteni sau rude, împreună cu partenerul de viață. Săgetător. Nu vă ambiționați să rezolvați singur problemele casei, s-ar putea să întâmpinați dificultăți serioase, așa că e mai bine să acceptați ajutorul familiei. Un bărbat mai în vârstă vă dă sfaturi valoroase pentru a clarifica o neînțelegere cu persoana iubită. Capricorn. S-ar putea să începeți ziua cu un sentiment de profundă nemulțumire, pentru că nu reușiți să plecați într-o călătorie de afaceri. Încercați să vă controlați, cei din jur nu sunt obligați să vă suporte ieșirile. Vă recomand să acordați mai mult importanță problemelor sociale și sentimentale. Vărsător. O femeie din anturaj vă poate ajuta să vă clarificați sentimentele contradictorii care nu vă dau pace. Păstrați-vă optimismul pentru că perioada dificilă pe care o traversați este trecătoare. După amiază aflați că s-ar putea să plecați într-o călătorie în străinătate. Pești. Aveți tendința de a exagera atât în privința relațiilor sentimentale, cât și în ceea ce privește afacerile. Ar fi bine să vă temperați pentru că riscați să vă îndepărtați prietenii. Vă recomand să nu fiți egoist și să întindeți o mână de ajutor celor care au nevoie. Nu vă neglijați sănătatea. Acestea sunt previziunile pentru sâmbătă. Sunt Crina Casoni, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară plăcută în continuare. Bun găsit la știrile din sport. Avântul Reghin va întâlni în următorul meci din cadrul campionatului de fotbal echipa CSM Sighetu Mărmației. Partida este programată pentru sâmbătă 6 septembrie de la ora 17 pe stadionul din Parcul Tineretului. Clubul așteaptă cât mai mulți suporteri în tribună, mai ales că este primul meci pe teren propriu din acest sezon. Avântul Reghin va juca primul meci pe teren propriu cu CSM Sighetul Mărmației. Partida este programată pentru sâmbătă 6 septembrie de la ora 17 pe stadionul din Parcul Tineretului. Tehnicianul Andrei Enedi știe că echipa adversă are în componență jucători buni, dar este încrezător că elevii săi vor face o figură bună în prima partidă disputată pe teren propriu în acest sezon. Să sperăm că meciul care vine acasă cu Sighetul, avem meci pe data de 6 în sâmbătă, să putem să câștigăm acel meci pentru că este extrem de important. Îmi dă speranțe, vreau să vă spun că avem poate una dintre cele mai tinere echipe din serie, o echipă lipsită la ora asta de experiență, dar eu cred că îi voi aduce destul de repede la un nivel de joc corespunzător. Avântul Reghin a pierdut cu 3-2 prima partidă din acest sezon disputată în deplasare la nou promovată CS Sin Martin, dar speră ca de această dată să nu își dezamăgească suporterii. Campania Da pentru Mișcare continuă. Instructorul Florin Dogaru ne prezintă un alt tip de exerciții care ne pot ajuta în obținerea unui corp armonios. Bună, sunt Florin Dogaru, iar pentru astăzi o să vă prezint un alt exercițiu pentru spate și anume ramat cu bara. Se poate executa în două feluri, cu priză în supinație, priză în supinație. Pentru început o să vă arăt priza în supinație. Și o să încep cu execuția corectă. Priza pe bară, brațele să nu fie mai depărtate de lățimea umerilor, se greșește și aici foarte mult și se prinde foarte, foarte larg sau foarte apropiat, undeva la lățimea umerilor. Genunchii un pic îndoiți, spatele drept, genunchii îndoiți, scoatem pieptul în față. Ce se greșește foarte mult la acest exercițiu atunci când se trage bara, se depărtează prea mult coatele, iarăși se trage undeva bara prea sus, bara trebuie să vină undeva la, în zona buricului
și când trageți să nu depărtați coatele de corp. Iarăși, în timp ce ridicați bara, să nu aveți tendința să o ridicați. Tot timpul flexați din genunchi. După cum am zis, acest exercițiu se mai poate face într-un fel, și anume schimbăm priza. Pentru început am prins așa, acum schimbăm invers priza suprinațieri. Aceeași treabă, priza pe bară înălțimea umerilor și practic este aceeași mișcare ca și la primul exercițiu. Ce diferă la aceste două exerciții este vorba de unghiul în care atacăm mușchiul. Iarăși, să nu le executați aceeași priză, adică amândouă prize într-un antrenament. Un antrenament faceți o priză, în următorul antrenament faceți cealaltă priză. Și puteți să faceți undeva la maxim 2-3 serii pe exercițiu, undeva la 12, maxim 15 repetări. Nu uitați să ne urmăriți și mâine când o să vă arăt alte exerciții cu metru spate. Acestea au fost știrile din sport. Sunt Oana Mărginean, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine la aceeași oră. La revedere! Ai tot ce îți dorești. Tonus muscular, distracție, sporturi pentru toate gusturile, relaxare, specialiști doar pentru tine. Mens sana, in corpore sano. Centrul sportiv Laurenția, Reghin, cartierul Făgăraș. Mândrea noastră cea frumoasă scoate capul pe fereastră și fereastra e mândătare, că e de firmă, nu-i de oricare. În 7 zile a fost montată și are calitatea garantată. De unde o fi, mă întreb eu? Oare o fi de la Pavio? Sunteți în căutarea unei tâmplării de calitate la cel mai avantajos preț? Pavio este soluția ideală pentru orice buzunar. De peste 15 ani în domeniul tâmplăriei din PVC, Pavio garantează clienților săi ferestre și uși de înaltă calitate la cele mai mici prețuri. Două game de produse, economic și premium, termen de execuție 7 zile, montaj și transport gratuit în întreg Ardealul. Ne găsești în Reghin, strada Iernuțeni, numărul 138, vis-a-vis de Delta Term, de luni până vineri, între orele 8 și 17. Pavio, ferestre mândre din Ardeal. Nu ratați promoțiile Evora Center! We'll be right back.